În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Batin, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Turda Hărcana. În cuvântul rostit, în alt preasfinția sa, i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să își păstreze credința puternică. Credința noastră creștină trebuie să ne-o dovedim prin fapte bune, pentru că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Așa că, în predica aceea frumoasă de pe muntele fericirilor, munte la care ajung mulți dintre pelerinii noștri, Domnul Hristos, printre altele, i-a învățat pe oameni să nu fie mediocri, să nu fie superficial, să nu lucreze de mântuială, ci ceea ce fac să facă foarte bine. La final, în alt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit sachelar pe părintele paroh și a oferit diplome de onoare celor care s-au implicat în lucrările efectuate în ultima perioadă la casa parohială. Am trăit astăzi sentimente de pace, liniște și înălțare sufletească în biserica dumneavoastră în această zi, care deja a intrat în istoria parohiei, pentru că părintele nostru mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a hirotonit într-o treapta de preot pe diaconul Sebastian Liviu. Satul Batin, prima mențiune documentară, este din anul 1405. În anul 1732 deja exista o biserică din lemn cu ramul Sfintei Parascheva, iar biserica în care ne aflăm, ocrotită de Sfinții Apostol Petru și Pavel, a fost dedicată între anii 1939-1940. Un fior de bucurie sfântă a umplut sufletele noastre astăzi, când iată ne-am adunat într-un număr atât de frumos la biserica noastră din Batin pentru a fi părtași la cel mai frumos și cel mai important eveniment pe care l-am avut în ultimii ani în parohia noastră. Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de înalt preasfințitul nostru părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, rugăciunile de binecuvântare a lucrărilor care au fost efectuate atât la Sfânta Biserică, dar și la casa parohială. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul părinte Andrei a binecuvântat casa parohială, care a fost renovată recent. Biserica parohiei Batin a fost construită între anii 1939 și 1940 și îi are ocrotitori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.